Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Citi recent că cineva a licitat fix 10.910 lei pentru un loc de parcare în Botoșani. De unde a fost o licitație publică, locurile de parcare în Botoșani, înțeleg că, nu știu dacă toate, nu cunosc exact situația de acolo, dar se organizează, primăria organizează licitație pentru locuri de parcare. Licitația a avut loc la un cinematograf, cinematograful Unirea. Ce frumos! Deci oamenii s-au dus acolo și au licitat. Știi cum se licitează la Sotheby's, la Christie's, nu știu ce, cu dat pancarte, ceva. Da, da. Aia o fi atmosfera, se duc la costum, la alea cu bună ziua, și la licitație. Loc de parcare, extraordinar. Cine de 1100, Coste, la judecat. Coste, am acolo încă 100 de lei. Cine dă 1200? Eu mă întreb cum au ajuns însă la 1910 lei. Deci cât a fost pasul de licitație ca să ajungi, pardon, la 10.910 lei? Cred că 10 lei e o taxă de timbru de ceva. Presupun, da, că sper că n-au licitat din 10 în 10 lei. Și care a fi fost pasul? Că alte locuri s-au licitat și ele cu 2.000, 1.900, 3.000 de lei. Adică sunt niște prețuri. Probabil că 500. Bă, cine s-ar fi așteptat, știi? Adică și în București, locul de parcare, acum, dacă le-i de la primăria de sector, nu știu, e câteva sute de lei pe an. Dar e ca locul de veci, la ei... În fiecare an se face ceva, nu știu ce se face. Adică taxa asta rămâne anual? Sau... Da, anual. Nu, anual mai plătești niște bani. Nu plătești bani, ai pierdut locul. Nu, nu, da, nu. Plătești anual 10.000 de lei sau cât? Sau e o altă... Da? Nu, domnul e pe an, pentru că imediat au fost discuții că nu o să plătească. Da, dar nu rămâne, nu e recurentă plata. Adică are pe un an și după un an cred că se licitează. Nu, nu cred că plătește în fiecare an câte 10, nu fii chiar tâmpit cu acte. Are și vreo rivalitate. Vorbește frumos. Vorbește frumos. Sub control la tombul aia cu frumos vecin. A vrut să demonstreze ceva. Domne... Deci la anul are oportunitatea să plătească mai mult. Adică dacă anul ăsta da 10.910 lei, și s-a dus și a plătit 6.000 de lei la taxe locale botoșani pentru prima parte a anului. Nu știu, pentru primele 6 luni, nu știu cât vine și ce taxa mai e. Dar dacă faci împărțirea, 10.910, stai puțin. Așa. Luca, fă tu repede, că tu ai... 900 de lei masomenos pe lună, 850. Deci 30 900. De lei pe zi. Da. Deci dacă pui așa problema, nici nu e prea mult. Da, e pomană. 30 de lei pe zi? Păi, cât costă un pachet de țigări? 20 și nu știu câți de lei. Da, uite, deci sunt oameni care dau 10.000 de lei pe an pe țigări, ca să-și facă rău. Nu merită să dai 10.000 de lei pe an, 30 de lei pe zi, să-ți lași mașinuța ta mult prea iubită în locul garantat? Să bravo. Nu, să-ți dacă pui stâlpișorul tău, așa, da. Să pui stâlpișorul tău. De la cu lacă. Să ai bidonelul tău. Vezi că sunt acum cu telecomandă. Cu telecomandă, da. La banii ăștia, cred că și-a luat și telecomandă. Deci parcările pot fi un cost foarte mare. Parcarea la aeroportul Otopeni, de exemplu, era un articol în Adevărul, este cea mai scumpă de pe toate aeroporturile din Europa de Est. Da, mă, da, costă și locuri puține. Da, costă 400 de lei pentru primele 4 zile. E adevărat că după aceea scade suma. Dar nu știu cine lasă mai mult de 4 zile mașina la aeroport. Nici eu n-am înțeles. Sunt oameni care au mașină de firmă, știi, și atunci nu le pasă că plătește firma parcarea. De contează. De altfel, de oriunde ai veni, dacă e să vorbim de un city break, unde, care ar presupune 3 zile de parcare, respectiv 300 de lei, cam de oriunde vii, dacă mergi cu taxiul sau cu ride-sharing, ești mai ieftin. Ești mult mai ieftin, adică da, nu are niciun sens să te duci cu mașina acolo. Dar mi se pare fascinant că parcarea pe termen lung de la aeroport Otopeni, aia pe termen scurt, aia exterioară, mă rog, pentru cine a fost, a văzut că sunt două parcări acolo. În față e una pe termen scurt, în care sunt o grămadă de locuri libere, acolo costă foarte mult și ai acces, au acces angajații, cred. Mai este aia supraetajată, unde te duci și la fel lași mașina o oră când aștepți pe cineva. Și mai este parcarea asta pe termen lung, unde 100 de lei pe zi, primele 4 zile. Asta este întotdeauna super plină. Deci aproape că nu găsești locuri. E o sursă de venit formidabilă pentru aeroport, nu? Adică se strâng o grămadă de bani de acolo fără să faci practic nimic. Adică au pus niște bariere și au asfaltat pe acolo, au tras niște dungi pe asfalt. Este o afacere foarte bună. De asta, merg foarte bine și afacerile din jurul aeroportului cu parcări private. Asta vreau să spun. Deci în timp ce această parcare este super plină, nu poți să găsești loc acolo, adică nu poți să te bazezi pe asta. Aeroportul n-a făcut niciun efort să extindă
parcare, deși are teren. Adică putea să mai asfalteze o parte undeva. Să mai facă jos, în sus. Da, oricum. Bă, dacă merge de bine, hai să faceți în casă mai mulți bani. N-au făcut nimic. Rezultatul e că de jur împrejur, pe DN1 este plin de parcări private. Da, și se comportă și mult mai drăguți cu tine, în sensul că sunt foarte, foarte drăguți de fiecare dată. Cei da. Care... Am fost eu plecat o zi și am lăsat mașina la... Este o parcare asta supraetajată, mai nouă, făcută pe acolo. Și am zis, asta e, cu taxiul m-a costat cam tot atât, zic, hai să nu mai stau după taxi. A fost scumpă parcarea, dar am zis, na, dacă lipsesc doar o zi. Și mi-au oferit shuttle. Am avut microbuz electric care m-a dus la aeroport. Și sun și te ia înapoi. Toate au shuttle, că n-ai putea să ajungi altfel. Da, dar asta e la 200 de metri, deci puteam să merg pe jos. Eu eram pregătit să merg pe jos. Mi-am luat un săcelul. Și când să plec spre aeroport, mi-a zis, băi, deci nu luați shuttle-ul? O, zic, hai să fiu boss. Și mi-a adus, mi-a trimis un microbuz electric. A fost foarte drăguț. Ei vor să asigure că nu te pierd, Vlad. De... Ce zic că au de la bandă la tine și Doamne ferește. Cred că se plătește, nu știu, nu mai țin minte când am plătit. Înainte sau după, nu mai știu. Normal. Sunt unele, poți, au și aplicație și poți face rezervare și plătești în funcție de, plătești înainte și ai și discount. Da. Dacă dai bani în avans. Dai bani în avans, da, și... Da. Iar în București... Plus că ei știu că face o rezervare și că au un loc ocupat, adică se asigură că își umplu parcarea. Da. În mijlocul orașului, de când e pe bani, găsești locuri de parcare? Ușor, ușor, oamenii au început să învețe cu rău. Da. S-au aglomerat străzile. Nu e chiar mare rău. 5 lei sau cât sunt? 5 lei pe oră. 5 lei, da. Dacă îmi spunea cu 5 ani că e 5 lei pe oră parcarea, să ne-am la bătaie, ești nebun. Nu dădea nimeni 5 lei, lumea nu dădea un leu. Păi da, dar ideea e nu să stai acolo câteva ore, ci să dai 5 lei, care e o sumă nici prea mare, nici prea mică, îți faci treaba și ai plecat. Știi când se rezolvase problema parcării în București? Când era 10 lei pe oră în centru. Mamă, erau la locuri de parcare liberă. A fost scurt timp, da, câteva luni spre un an. Brusc erau locuri de parcare, știi? Da, 10 lei mi se pare mult. Da, era mult. Așa și era 5 mult. Lei este enorm, dar e vorba de natura umană și de cum reușim noi să ne adaptăm. Uite, de exemplu, parcajul meu de la Obor de acolo, unde eu parcam când erau zăpezi și așa mai departe, e un leu pe oră și acum. Ei încă sunt în șantier sau e ceva neregulă cu ea? Au luat niște olandezi, am înțeles. Asta așa. A fost a fiului lui Cocoș. Ce a rămas în continuare costă un leu pe oră. Și nu e lume. Nu că e ceva lume, dar zic, alea sunt prețurile reale, ăla era prețul și acum noi dăm 5 lei zâmbind. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.